Zilele trecute s-a inaugurat sala de dans a Asociației Culturale Floria Art, situată în incinta Școlii Generale numărul 8 din Giurgiu. Deși locația este aproape complet utilată, mai lipsea ceva, saltelele de antrenament pentru dansatori. A avut grijă de acest aspect deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, care prin intermediul grupului de firme Nova Force a donat Asociației Floria Art 9 saltele speciale. Acum antrenamentele vor decurge fără niciun fel de probleme, pentru că saltelele, pe lângă faptul că sunt extrem de necesare, sunt și de calitate. Foarte utile ne-au fost acele și ne sunt aceste saltele, deoarece copiii noștri trebuie să exerseze elementele de acrobație coreografică fără să riscăm niciun fel de accidentare. Noi am avut înainte câteva bucăți, dar datorită folosirii excesive s-au deteriorat și am fost nevoiți să le aruncăm. Oricum, mulțumim mult de tot, îi mulțumim mult de tot domnului Floricel Nicolae, domnului deputat Florian Nicolae, ca să spun numele corect al domnului. Mulțumim foarte mult grupului de firme Nova Force pentru că sprijină excelența artistică, să spunem, a acestor copii. Sala de dans arată impecabil, iar condițiile de pregătire ale dansatorilor sunt dintre cele mai bune. Managerul spune că tot ce ar mai trebui ar fi doar sănătatea, atât de necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele propuse. Acum considerăm că nu ne mai lipsește decât, să spunem, puțină sănătate, să fiu destul de clar, pentru că fiecare plătim la rândul nostru tributul suprem, cum se spune, datorită acestor activități. Important este pentru noi ca acești copii să fie fericiți, să aibă performanța maximă, pentru că cu toții facem aceste eforturi doar pentru ei, pentru copiii giurgiuveni. Dansatorii giurgiuveni, care deja au umplut un perete de cupe și medalii, se pregătesc acum pentru o nouă provocare, Campionatul Mondial de Dans din Croația, unde s-au calificat direct în finală.